Dragi prieteni, oameni din satele și orașele din Republica Moldova, oameni din diaspora, voi ați învins. Victoria este a dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru mobilizarea uimitoare. Vă mulțumesc pentru încrederea enormă. Vă mulțumesc pentru unitatea pe care am reușit să o creăm împreună în această campanie. Vă promit să prețuiesc și să consolidez această unitate. Am spus de fiecare dată, oamenii Moldovei sunt buni și corecți. Răbdarea lor a fost pusă la încercare de prea multe ori. Sunt mândră de moldoveni. Când se unesc, ei pot face orice. Solidaritatea și unitatea moldovenilor au uimit ieri o lume întreagă. Vă mulțumesc pentru bucuria și mândria de a face parte din acest popor. Le mulțumesc echipelor noastre pentru munca enormă depusă în această campanie. Le mulțumesc observatorilor care au protejat fiecare vot în parte. O echipă de oameni cinstiți care au făcut o campanie transparentă, o campanie bazată pe bun simț. Vă mulțumesc frumos, echipa PAS! Le mulțumesc frumos tuturor celor care ne-au sprijinit în această campanie. Oameni de diferite profesii, oameni din diferite localități. Le mulțumesc tuturor oamenilor din alte partide politice sau din afara politicului care s-au implicat și au făcut posibilă această victorie. Implicarea fiecăruia dintre dumneavoastră a însemnat un pas spre victorie. Le mulțumesc funcționarilor, angajaților statului, care și-au îndeplinit misiunea corect, protejând votul cetățenilor. Oameni dragi ai Moldovei, victoria este a dumneavoastră, puterea este a dumneavoastră, solidaritatea voastră a învins. Victoria de astăzi este victoria oamenilor care vor o țară bună, o țară corectă, o țară care lucrează pentru oameni și îi ajută pe oameni să obțină succese. Oamenii au votat pentru o țară care îi unește și îi ajută la greu. Unitatea care a învins astăzi ne va ghida și în anii care urmează. De acum înainte vom merge uniți și vom munci împreună pentru o țară mai bună pentru fiecare. Această victorie este un pas pentru lucrurile pe care urmează să le facem împreună. Dragi cetățeni, vă mulțumesc! Vă mulțumesc celor care au votat la Chișinău, vă mulțumesc celor care au votat în satele și orașele din Republica Moldova, vă mulțumesc celor care au votat în diasporă. Celor care ați mers la vot pe ploaie, cu copii mici, cu restricții de deplasare, cu măști, celor care ați mers zeci sau chiar sute de kilometri, ați stat în rând pentru a vă face vocea auzită. Vă mulțumesc! Încrederea acordată mă onorează și mă motivează să continuăm pe calea reformării clasei politice. Mandatul de președinte pentru mine nu este un premiu sau un privilegiu. Este o mare responsabilitate. Înțeleg că urmează 4 ani de muncă asiduă pentru a reclădi instituțiile statului. Dar puterea adevărată e cea oferită de popor. Votul oamenilor dă puterea adevărată necesară pentru a schimba lucrurile. Și sunt multe lucruri pentru a fi schimbate. Moldovenii vor un stat care să nu îi fure, un stat care să nu protejeze hoții, un stat care să gestioneze corect banii adunați de la oameni prin impozite și taxe, un stat care apără și ajută cetățenii săi, un stat care respectă fiecare cetățean, un stat care unește cetățenii săi. Oamenii vor un stat cu instituții puternice, cu funcționari publici
care asculte de legi, nu de indicații politice la telefon, cu instituții active care combat abuzurile fără a aștepta investigații de la jurnaliști. Cetățenii vor un parlament cu deputați care își respectă jurământul și care nu se vând. Cetățenii vor o guvernare responsabilă și competentă, care acționează în interesul oamenilor. După validarea acestor alegeri și după învestire, voi demara o serie de consultări cu fracțiunile parlamentare pentru a găsi soluții la problemele urgente ale cetățenilor. Prioritățile mele vor fi oprirea furtului banului public, oprirea schemelor de corupție și atragerea resurselor pentru ca economia Moldovei să prospere. Voi lucra pentru a proteja antreprenorii, voi promova exporturile moldovenești și voi insista pe redirecționarea resurselor statului pentru a susține cetățenii cei mai afectați de criză, pensionarii, oamenii care și-au pierdut locurile de muncă, familiile nevoiașe. Vreau ca astăzi să nu vorbim despre învingători și învinși, ci despre o societate unită care lucrează pentru o Moldovă mai bună pentru fiecare. В этой кампании мы боролись за улучшение жизни каждого из вас, за компетентные государственные органы, за повышение уровня жизни, за рост экономики, пенсии и зарплат. И эти улучшения должны почувствовать в своей жизни все, включая всех, кто голосовал за моего оппонента. Я говорю вам, вы не проиграли. Я буду завоевывать ваше доверие конкретными делами. Мы все граждане Республики Молдова, получили сегодня шанс. Шанс на достойные условия жизни. Мы построим вместе Молдову, в которой граждане всех этнических групп будут чувствовать себя в безопасности, в которой их права, включая право на использование своего языка, будут надежно защищены. Мы построим страну, в которой компетентные люди будут занимать ключевые должности, вне зависимости от их этнического происхождения. Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США. Я буду работать на всех граждан нашей страны. Mulțumim partenerilor noștri externi că au fost alături de țara noastră și la bine și la greu. Îmi doresc să depășim dezbinarea, să unim societatea și în politica internă și în politica externă, să construim o politică externă cu demnitate, capabilă să aducă beneficii cetățenilor noștri, să apropiem Moldova de standardele europene prin reforme și muncă aici, acasă. Să întărim relațiile de bună vecinătate și parteneriat strategic cu România și Ucraina. Campania care s-a încheiat a fost o campanie murdară. Au fost candidați care au încercat să ne certe și să ne dezbine. Votul de azi este un semnal că societatea noastră se poate uni și solidariza și alege schimbarea. Simt că de mine sunt legate multe așteptări și port o responsabilitate uriașă pentru realizarea promisiunilor legate de acest mandat. O să vă rog, dragi prieteni, să fiți în continuare alături de mine. Am nevoie de implicarea activă a tuturor oamenilor buni care iubesc Moldova, să mă ajute să construim instituții puternice, capabile să se ridice deasupra intereselor de grup. Avem nevoie de curaj și de implicare. Avem nevoie de acel spirit patriotic pozitiv pe care l-am văzut cu toții ieri într-o secție de vot, atunci când mii de oameni cântau imnul Moldovei cu speranță, dor și bucurie. Peste ani vreau ca Moldova să nu mai fie asociată cu sărăcia, corupția și emigrarea. O să lucrez
alături și pentru cetățenii Republicii Moldova, astfel încât țara noastră să însemne dezvoltare, bucurie, familii întregite. Ca Moldova să fie o casă bună pentru toți cetățenii ei. Azi am câștigat o mare bătălie, dar avem mult de lucru înainte. Vă promit că voi fi mereu de partea oamenilor. Vă promit că vom munci împreună ca să construim țara pe care ne-o dorim cu toții. Vă mulțumesc mult pentru mobilizare extraordinară. Vă mulțumesc mult pentru încredere. Și vreau ca după ce trăim împreună bucuria acestei victorii, să muncim tot împreună pentru ca să punem Moldova pe calea cea dreaptă. Vă mulțumesc frumos! Dragi reprezentanți ai presiei, știu că aveți foarte multe întrebări. Vă promit că în scurt timp vom reveni pentru o sesiune lungă de întrebări și răspunsuri, așa încât să putem să răspundem la toate întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos și să aveți o zi bună!